Autorii furtului și distrugerii prin incendiere al autoturismului unui fermier din Șuletea au fost prinși de către polițiștii din orașul Murgeni. Ei sunt doi tineri în vârstă de 23, respectiv 24 de ani și locuiesc în comuna Dodești, iar marți dimineața oamenii legii au percheziționat locuințele celor doi și apoi au condus la audieri. Tot marți a fost făcută și reconstituirea la locul faptei. Vă reamintim că în noaptea de 1 spre 2 ianuarie, cei doi tineri certați cu legea au furat roțile, bateria și au încercat să subtilizeze și catalizatorul mașinii crescătorului de animale Victor Ianu din Șuletea, lăsată la marginea drumului județean Crețeș-Murgeni, în apropierea satului Giurcani, din cauza că ploaia a împiedicat urcarea la fermă cu mașina. Pentru a-și acoperi urmele, hoții au incendiat autoturismul lui Victor Ianu. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Huș pentru a stabili activitatea infracțională a celor doi indivizi.